Doamnă Mihaela Geană, distinși profesori universitari, stimați invitați, suntem onorați că în județul Argeș avem asemenea oaspeți de onoare. Suntem și noi o mică picătură în ceea ce dumneavoastră vreți să întreprindeți în acest domeniu al sănătății. Implicarea noastră este minimală. Vrem să dăm o mână de ajutor acestui proiect generos, finanțat de Uniunea Europeană, și faptul că vă aflați azi aici ne onorează. Vă spunem un bun venit tuturor celor care onorați prin prezența dumneavoastră acest eveniment. Sper să vă bucurați de toată simpatia de care putem da dovadă. Sunt puține momentele când la nivelul județului nostru sunt asemenea oameni de seamă în domeniul sănătății și cred că obligația noastră a Consiliului Județean este să dăm o mână de ajutor la ceea ce doriți să întreprindeți astăzi ca un început. Consiliul Județean Argeș, prin reprezentanții săi și în special aici, vreau să-i mulțumesc doamnei dr. Anci Ionescu pentru tot ce a făcut în această colaborare, va fi totdeauna un partener statornic pentru lucrurile bune care se pot întâmpla. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun, să avem cât mai multe vieți salvate, să credem că acolo unde există o lucrare a bunului Dumnezeu, există și o participare a specialiștilor în acest vast domeniu al sănătății.